Bună dimineața, bună dimineața și bine ne-am reîntâlnit, dragi prieteni, la o nouă ediție a matinalului, cea de astăzi, vineri 17 februarie, o zi care, ca de obicei, se anunță bună de la bun început. Văd că aici, pe ăsta îmi dă că-s minus 4 grade Celsius, dar eu vă spun sincer, mie mi se pare că chiar așa e, minus 4. Seamnă cum am obișnuit, frate, cu frigul, mi s-a părut că e cu plus în dimineața asta. Ce mai e? Oricum, de astăzi, cel puțin la nivel de teorie, ar trebui să simțim că s-a întors un pic așa primăvara. 2 grade Celsius vom avea în cursul zilei, iar în următoarea săptămână temperaturile vor urca ușor, ușor, până când vor ajunge la aproximativ 10 grade în timpul zilei și 5 grade în timpul nopții. Următoarele 3 zile vom mai avea temperaturi negative noaptea, dacă vremea hotărăște să respecte prognoza, drept pentru care deja ne putem gândi la primăvară. Eu însă cred că vom mai beneficia de un puseu de ăsta de zăpadă, de un strop de bucurie, așa, asta înspre supărarea altora, și anume a celor care chiar trebuie să dea zăpada la o parte pentru ca să se poată circula. Bun, astea sunt sau sub aceste coordonate ne pregătim să trecem la treabă. Avem obiectiv, monitorul și în câteva secunde ar trebui să apare și crainoul de astăzi. Titlurile sunt interesante. Invitatul nostru în această dimineață, Cosmin Romega, în două secunde apare alături de noi, așadar jurnalistul de la Cotidianul Monitorul de Suceava, specializat, bineînțeles, pe partea de administrație, va fi alături de noi. Avem una bucată situație foarte interesantă la nivel național, nu mai spun de cea la nivel internațional, dar noi o să trebuiască să ne distrăm și cu ce avem noi pe aici, pe plan local. Dacă e să discutăm de vremuri, de vreme, cred că cel mai important este să ne bucurăm și de ceea ce se întâmplă la Vatra Dornei. A venit crai nou, da? Ceea ce se întâmplă la Vatra Dornei și anume... Mulțumesc! Suntem în plină perioadă de sărbări ale zăpezii, nu? E perioada aia în care, nu știu câte weekenduri, de data asta, anul acesta au pocnit-o bine, bine de tot cei din Vatra Dornei, au avut de toate și în mod special... zăpadă și pârtii. Mă uitam la Bistrița acum, au făcut aia pârtia ca să nu meargă deloc. Bine, dar cred că dacă s-ar lua alții și de noi, ne-ar găsi vreo două, trei chestii. Ne-ar găsi o șosea de centură care nu funcționează, nu? Bine, tot aia. Adică ai făcut și... Acolo erau explicațiile ridicole din ce am citit la pârtea de la Bistrița. Când au făcut pârtea și nu știau că le trebuie curent acolo. Au făcut nu știu ce, dar după aia și-a dat seama că trebuiau să pună și apă în rezervorul ăla de apă. Adică ceva care numai pe la noi se poate întâmpla. Spuneam, acum avem peisajul complet și anume obiectiv, monitorul, crainou, sunt ziarele locale ale Sucevei pe care le aveți la dispoziție. Începând din această dimineață, bineînțeles, în Rădăuți aveți și săptămânalul de Rădăuți, în care puteți găsi informațiile proaspete, informațiile care contează din ultima săptămână. Și din zilele ce vin, bineînțeles. Acum, dacă tot ni s-a alăturat Cosmin Romega, mă grăbesc să-i spun bună dimineața. Bună dimineața, bine v-am găsit. Ce faci, Cosmin? Puțin obosit. Da? Problema asta știi că am mai dezbătut-o în cadrul familiei, ce-i drept. N-am dialogat cu mulți alții, dar îndrăznesc să spun că vine peste noi astenia de primăvară. Da, probabil. Chiar e bucurător să vezi că s-a mărit ziua. Și acum reușești să vezi la 5, la 6, chiar aproape, ai încă lumină. Ceea ce este foarte bine pentru toți. Dana, altă energie ai în momentul ăla. Da. Păi, normal, suntem dependenți de soare. Tot ce avem noi, tot ce...
E obținut de la soare, da? Energie, tot ce e, e numai de la soare. Vreți să intrăm? A, și cărbunii. Păi și cărbunii, tot energie de la soare înmagazinată. Petrolul, energie de la soare înmagazinată, adică, de la principalul furnizor al nostru de energie, nici de cum bio sau trio energie, cum îi cheamă, deci principalul nostru furnizor de energie. Uite că a început săptămâna trecută Dana Humoreanu era șocată. Dom'le, ce cu lumina asta la ora asta? Da, e bun. Începe să... Dar eu zic, pronosticul meu este că o să mai avem un puseu de iarnă. Chiar nu știu acum, n-am mai stat să mai văd. Eram, alte dăți vedeam acele obiceiuri din bătrâni în care citeau în foile de ce apă, dar sunt zone în țară, puține zone în țară unde s-a mai păstrat asemenea obiceiuri și uite că chiar n-am mai văzut în ultimii 2 ani, cred că sigur n-am mai văzut acele pronosticuri ale bătrânilor. Domnule, cum o să fie de acum? Chiar foarte interesant erau de citit. A fost cea cu... Când am râs noi cu ziua ursului, dacă a fost primul an în care să... A fost parcă pe 2 februarie, da. Ziua ursului. Așa. Și atunci, tot o chestie, un obicei din bătrâni, spunea că dacă el iese din burloc și soare, da, se sperie de umbra lui și fuge înapoi în burloc și mai durează iarna încă 6 săptămâni. Așa. Din câte știu, ziua aia a fost înhorată, teoretic. Nu, n-ar fi avut de ce se speria. Bun. Acum omul s-o fi speriat de altceva. Pe 2 februarie? Da, așa știu că a fost pe 2 februarie. Mă, poate o fi văzut omul, ordonanța, un OUG ceva. O fi văzut că vin zilele astea cu dragobete, cu Valentine, cu azi, decât să-i cumpăr cadou, mai bine mă bag în bărloc. În ziua de astăzi ai mult mai multe motive de a fi speriat. Da, până la urmă, cum să spun, nu mai are sens să mai citim în ceapă, că citim în... în deștept fond, citim în sticlă, citim în, cum îi zice, în display. Parcă nu mai are nici farmecul ăla, știi? Măi, oare cum o să fie mâine, știi? Când ai multe chestii cu atâta precizie, parcă mai dispare din farmec. Când eram mici, aveam, și bănuiesc că aceeași situație o aveai și tu. Mă, mergem azi la strand? Mergem. Și dacă plouă mâine? Deci n-aveai habar ce, cum va fi, n-aveai habar de azi pe azi. Erau, țin minte că acum, strandul din Suceava era deservit de un autobuz. Un autobuz. Și într-un an a tras o ploaie torențială în miezul zilei, da, adică undeva pe la 12-1. Lumea era deja la strand, fain, frumos. Kinder eram. Mic, nicio problemă. Ți-mi minte că a venit un ploian. Toată lumea era strânsă în cușca aia. Din apropie, stația de autobuz. Îngrămădiți pe acolo. Băi, nimeni nu mai era pe strand. Evident. Toată lumea înghesuită. A venit autobuzul ăla. Nu spun cât de plin a plecat. Da. Și, nu știu dacă i-a luat chiar pe toți. Ori mai fi renunțat. Bă, dar un ploian de ăla de nu se poate. Ploaie de aia cu soare, dar cu spume. Și uite așa, adică au plecat toți în acel autobuz. Nu spun ce grămădeală era, dar, na, până la urmă, uite că am supraviețuit. Hai, te rog frumos, deci, chestiuni frumoase, care ne putem, nu de-astea cu tente, cu... Nu. Ce dacă e 1 martie? 1 martie să fie. Da, obiectiv Crainou și monitorul avem la dispoziție. Am picat noi așa butoiul cu nostalgie cu cum arăta strandul, dar am auzit în ultima conferință de presă, sau penultima? În penultima, că anul acesta primăria Suceava se va ocupa de strandul Sucevei. Deocamdată mai mult ca intenție de acolo, așa, să facă un studiu cumva, să vadă ce ar trebui să facă acolo, să-l modernizeze, să devină un punct atractiv. Încă, într-adevăr, din ce am prins așa ca idei, s-ar dori ca pe lângă strandul ăla descoperit care este acum să facă un acoperit. Bun. Să nu fim visători să credem că se rezolvă anul ăsta așa ceva. E o investiție de genul ăla. Trebuie întâi
făcut studiu, făcut o licitație, făcut să obții, să ai fondurile să faci. Chiar încă un strand acoperit. Ar fi foarte ok. Condiții în care avem deja la Humor și în alte zone. Și la Fălticeni. Și la Fălticeni. Și pe, nu te supăra la Fălticeni, bijuterie, și îndrăznesc eu să spun, o lecuțâcă măcar mai frumos ca la de la Humor. Fiind și mai nou. Fiind mai nou, e mai bine capacitat, mai bine dimensionat, cu bazine mai multe, mai frumoase. Tot timpul înveți altceva. Din experiența altora, păi, e normal. Normal. Dar, uite, deci Humorul are, Fălticeniul are, Câmpul Lung își trag, o să aibă pârtie. Da, da. Vatra Dornei are pârtii, are și piscine, slavă Domnului, are tot ce trebuie. Până la urmă e stațiune balneară. Bravo lor, e stațiune turistică, adică mi se pare normal. Facem salba asta până la urmă, că și Humorul s-a ridicat la rangul ăsta, normal vine din urmă și Câmpul Lung moldovenesc. Dar uite că Fălticeniul a stat degeaba și lucrul ăsta este extraordinar de bun. Ca veste bună, dacă primăria intervine anul acesta și face ștrandul să fie funcțional mai mult timp, mai în regulă, Eu cred că e de bine. Anul trecut sau cu 2 ani, nu mai țin minte exact când s-a asfaltat pe acolo. Da. Cu alte cuvinte, lucrurile sunt pe o direcție bună. Care e problema să-l facă și să-l facă funcțional? Ei, că acum, nu știu, acolo am impresia că e și o inițiativă privată. El e dat în administrare, nu e... Da, dar, cum să spun, pe bază de dialog, poți să-l impulsionezi pe cel, sau s-ar pe putea, cel care... Sau s-ar putea să fie un nou... Din câte știu, expiră contractul respectiv anul ăsta. Așa, ultimul deci an. De asta zice primăria că se implică. Așa, ultimul an și după aceea se poate... Da, după aia. Bun, dar chiar și anul ăsta. Adică sunt câteva chestiuni care... deci ca inițiativă privată, crede-mă, oricine ai făcut-o să zbârne, dar ții de câteva chestiuni. Ai nevoie de soare, da? Deci dacă ai prins o vară de aia ploioasă, degeaba ai tu ștrand, că nu, da. Nu-ți funcționează. Dacă apa ți-o vând ăștia la preț de aur, dă-mi voie să spun că ai o mare problemă. Apa s-a mai scumpit, într-adevăr. Doamne, s-a mai scumpit, dar cum să spun, câteodată nejustificat. Știi? La rang de europeni. Aha. Păi cam astea ar fi coordonatele. Iar tu ca primărie, dacă poți să înlesnești, să duci câteva lucruri. Ăsta e la Humor, da? Păi, frumusețe nu se poate. Asta trebuie să o spunem cât se poate de clar. Și atenție, ăsta e bazinul ăla de agrement, că mai au și bazin pentru competiții, un bazin școlar. Da, e o frumusețe. E o frumusețe. Și ce aici, și ce bine, aici e și HDR făcută, mă, lași, adică... Nu? Probabil. Nu știu, n-am fost chiar. Știi, mă, cum ajungem noi să facem publicitate la... Da? Până la urmă nu-i publicitate, că ne lăudăm cu ce avem noi. Da? Nu, repet. Când ai așa ceva, ai cu ce te lăuda, ai cu ce merge. Ai ce să faci, ce să faci vara. Trebuia, când, acum un an, ar fi trebuit să fie deschis baza aia de agrement de la Botoșani. Da. S-a întârziat puternic. S-a întârziat mult la ei. Atunci doar s-au lăudat cu ea ce au realizat, dar uite că... Nu mai e, dar erau, cum să spun, erau la o bucățică de a o deschide. Ce naiba? Înțeleg că era campanie electorală și că se forțau unele lucruri, dar am mai spus și o repet. Și campaniile astea electorale sunt extraordinar de bune, măcar pentru așa ceva. Da. Știi? Adică a fost ceva, la Botoșani, din ce am înțeles, a fost ceva de genul, cam cum am pățit noi cu șoseaua de centură, încă un pic și era gata, dar au venit ăilalți și ha, nimic nu-i bun. Ha, bă, mă, lași. Mai trebuia să torni apă în bazin și era gata treaba. Adică
Vestul sunt lucruri care nu sunt în regulă din perspectiva asta. Slavă Domnului, deci slavă Domnului că au avut înțelepciune și n-au dat-o de gard cu aeroportul, cum dacă era principiul ăsta. Pe bune! Adică era chestiunea dusă până la extremă. Acum? De chiar să vedem. Anul ăsta ar trebui să... Ăsta e la Botoșani, nu? Da. Păi, dar tu înțelegi că erau turnate, erau făcute bazine, erau făcute toate alea. Adică a fost așa o chestie de aia. Hai să nu. Așa, ca zonă de agrement, anul ăsta o să avem și noi. Unde? Acolo la lacuri. Da, uite, bine, bă, aia noi am avut o problemă, cred că, nu știu dacă era gata. Sunt sigur trecut. Că imediat după s-a lucrat și în iarnă, din câte știu. Da. Ce s-a putut, că nu poți la minus 15 grade să lucrez normal. Depinde ce. Da, pe tocmai. Depinde ce, că dacă ai de lucrat interioare, la minus 15 nu e nicio problemă. Acolo sunt amenajări, da. În primul rând. Construcția urmează. Urmează și construcții, urmează acolo câteva făcute și... Anul ăsta sunt convins că imediat cum se face vreme o să pornească chiar puternic acolo lucrările. Mă aștept cât de curând. Cred că de luna viitoare intră în forță acolo. Luna asta, într-adevăr, e cam cu, cu semnul întrebării. N-are sens. Chiar pe prognoza asta optimistă, atenție, ceea ce am prezentat eu, e pe maxim o săptămână, iar probabilitatea de a ieși, ceea ce zic eu, este... de 90% în primele 3 zile, de 30% în următoarele 5-6 și de vreo 10% pe următoarele 8-9 zile. Adică scade curba aia de încredere. Normal. Nimeni nu vede în viitor chiar așa de... Bun. E, până la urmă e o prognoză meteo. Da? Că și aici dă probabilitatea de ploaie de 90%, că atâta o să fie, dar mâine pe la nu știu ce oră. Deci, clar va ploua, dar nu poate să spună că începe la ora 1 și 5 minute că îți reglezi ceasul după ploaie. Hai să fim serioși. Deci, din punctul ăsta de vedere, discutăm pur și simplu de o prognoză. Ori, având așa o prognoză relativă, știm că îți vin temperaturi cu plus, nu știi sigur dacă chiar poți să muți toate utilajele, să le aduci la frontul de lucru și să lucrezi acolo, pentru că, da, de poimine vor fi fix atâtea grade Celsius. Nu prea cred că se poate lucrul ăsta, dar, bineînțeles, că sunt lucrări care se pot executa în această perioadă, fără absolut nicio problemă. Adică nu închidem țara că s-au făcut minus 2 grade Celsius ziua. Uite, așa, de exemplu, uimitor, dar la NL-urile astea care se fac la metru, da, s-a lucrat toată iarna. Ceea ce nu prea vezi, sincer. Încă a fost o iarnă grea de acolo. Și temperaturi extreme, și zăpezi. Da, uite, chiar au lucrat toată iarna și, de consecință, sunt sigur că până în septembrie le vor da în folosință. Așa apreciez tu? Da. Acum, Cosmin, trebuie să o spunem pe aia dreaptă. Noi ne-am blocat, așa suntem, avem un blocaj mental, că altfel nu pot să-i spun, nu zic că suntem retardați, dar avem o problemă. Dom'le, iarna nu prea se, nu aia. La naiba, ce-i drept, nu i-am văzut să asfalteze iarna în Norvegia, dar sunt convins că au un asfalt care rezistă la frig mai abitir decât oricare altul. Noi trebuie să o recunoaștem. Deci, în România e o problemă vis-a-vis de fluctuațiile de temperatură. Astea sunt. Dar mă uit și în altă parte. Și alții au aceleași fluctuații de temperatură. Și cu toate astea au asfalt. Au asfalt bun. Cred că ar trebui să furăm sau să le solicităm rețeta lor de asfalt. Dar probabil că o să ne spună că, de fapt, secretul nu e în rețeta de asfalt, cât în numărul de turnări pe care îl fac ei. Probabil. Adică odată la 2 ani de zile noi turnăm asfaltul. La noi, odată la nu știu cât timp, se toarnă unul între altul, unul pe altul. E diferență de mentalitate. Deci, dacă e să o spunem pe aia dreaptă, am citit și am văzut și bag mâna în foc că așa e, există sortimente de beton care pot fi turnate la minus nu știu câte grade.
Bine, nu mai mult de, nu știu, 10 minus 20 de grade. Nici dar pe la minus nu-și face efectul la minus 10 grade, nu-și mai face efectul decât după o oră și ceva. Deci, acum nici nu exagerăm cu lucrurile. Bun, da. Dar la minus câteva grade da, se okay. poate turna beton fără nicio problemă. Nu la minus multe. E un beton special, se pun niște aditivi special, se întâmplă niște lucruri și uite că țara merge înainte sau lucruri se pot întâmpla și merg înainte. Dar noi, din păcate, ziceam că am rămas cu mentalitatea asta, băi, gata, iarna, nu mai faci nimic. Mentalitate de tip agricol. Păi da, iarna ce să faci? Nu poți plivi, nu poți săpa, nu poți da. Semăna. Da, da. Nu, idei, asta am zis, că lucrurile s-au mișcat, ceea ce e un loc bun. Este evoluție, da. Din punctul ăsta de vedere. Măi, dacă tot am luat-o cu parcurile astea de agrement și ai zis și de cel de la Tătăraș, cum se va chema ăla? Deocamdată nu are un nume anume. Era Iazu, se chema Icar. Zona, bun, acolo e zona Tătăraș. S-ar putea să zică parcul de agrement Tătăraș, până la urmă. El e chiar la baza dealului Tătăraș. Aha. Da, s-ar putea să rămână cu zona Tătăraș. Unde, acolo unde era Iazu, nu? Sunt două Iazuri acolo în zonă. Unde aici mergeau... cum treci de pompieri, nu? Sau unde? Nu. Acolo e alt lac, într-adevăr. Da? Dar e direcția domeniului public acolo, e sediu. Aha. De la... Cum, deci nu acolo? Nu. Nu. Unde? Când cobori spre Balada, acolo. Da. Înspre Șipote. Se face dreapta, exact, înspre Șipote, se face dreapta, după uzină, care, unde tocmai s-au vândut și acolo, acest spațiu. Și o să vedem probabil alte construcții alte în zonă. Alte zeci de blocuri. Da. Așa. Aici este locația respectivă. Asta e... A, unde au făcut primele grătare. Așa, și aici așa. Urmează, au luat, au secat atunci lacul, în da. Toamnă. Am înțeles au secat că lacul, s-au curățat, era de ani de zile, nou, nefolosit, prin de fel de chestii aruncate în el. Așa e la români. Nu, așa e, adică, așa e peste tot. Atât doar că, din nefericire, la noi se curăță mai rar, știi? Peste tot, în altă parte, se mai știm de amenzi. La noi... Da, stai că vorbim de amenzi. Da. Da, și asta spun, au curățat acolo și urmează să fie, să amenajeze și lacul și o să fie, bun, dispar construcția vechi de acolo, o să fie făcut alte, că și un debarcader, bărci... hidrobiciclete, știu că erau prinse și tot felul de... Dar cât de mare e gârla asta? Destul de mare zona. Da? Ea cuprinde, are și zona aceea de grătare, unde se pot face grătare. Și... Adică este o zonă care chiar se va putea merge, ok. Uite, văd aici imagini de la lucrările care se fac acolo în zona, chiar de la, această lucrare. E de bine. Da, zic ok. Deși, bun, deci eu spun și repet, grozav, bine că se face, bine că avem și noi ceva, pentru că e obligatoriu să ai o zonă de agrement, dar rămân cu una din problemele pe care le are Suceava, și anume parcul Șipote. Deci, aia e o problemă care, dacă se rezolvă, va fi funcțională. Acum, multă lume va spune, domne, da, noi de facto avem acest plămân verde în centrul Sucevei. Da. Ok. El este. Noi de facto, adică de... Practic, e acolo, nu... Nu ți-l luăm la într-adevăr. Deci, ca zonă de promenadă, ca zonă pusă în exploatare, curățată, aranjată, dichisită, cu trasee ale jandarmilor prin zonă, astfel încât să devină o zonă super sigură, montat un iluminat ca să fie cât se poate de în regulă și, bineînțeles, sunt anumite operațiuni care vor trebui executate. O deratizare, o dezinsectizare, știi, sunt câteva. Deci cu lucrurile astea făcute, eu mă uit cum arată parcurile din... Nu, așa e spectaculos ca imagine, dar în momentul în care dai să mergi pe acolo, e un pic te strânge în spate, știi?
Dar puse lucrurile astea, parcul ăsta în ordine, cred că ar fi o foarte bună zonă de promenadă. De siguranță. Domne, mergi pe acolo cu bicicleta, știi sigur că nu dă o mașină peste tine. Da. Deci cu trasee făcute special pentru biciclete, gândit, făcut ceva frumos, dă voie să spun că pe aici rezolvat și ar fi o mega, mega chestie. Păi da? Este chiar în planul de mobilitate a municipiului, există prevăzut un traseu de biciclete pe acolo care destul de lung merge până aproape de... Domne, aici ai posibilitatea. Dar e o singură șmecherie. Domne, să rămână ca proprietate a silvicului. Da, și să-l dea în administrare, doar. Știi, să rămână ca proprietate, pentru că altfel la ce legende sunt că au unii pământ și că trebuie să-l primească înapoi chiar acolo în zonă, mă strânge în spate, știi? Și automat ești obligat să-i dai dacă devine proprietatea ta. Așa, dacă rămâne al silvicului, i-am pupat portofel, pot fi despăgubiți, dat în altă parte, adică făcut ceva foarte clar, astfel încât pădurea asta să rămână pădure. Și după aia, când o cosmetizez, o așez, dar silvicul nu e foarte interesat, adică dacă intră acolo, intră la, hai, tăiem, plantăm puieți, câți, atâția, nu interesează partea de peisagistică nu foarte mult. Cum, că nu-i menirea lor. Nu-i cazul. Da. Dacă, și mai e o chestie, adică uite, aici sunt voluntari care fac lucrul ăsta. Băi, cred că foarte mulți oameni ar veni să facă acolo. Dar n-ai voie. Nu, așa să vrei să faci, ai voie. Cum nu? Cum s-au făcut acele acțiuni de voluntariat, da? Nu sunt ilegale. Bun. Eu n-am zis că sunt ilegale. Nu, n-ai voie să faci construcții sau alte chestii. Alea... Dom'le, tu dacă vii aici și vrei să schimbi, să pui pavele, credem că e ilegal. Da, aia da. Bun, nu pavele. Vrei să schimbi, să le faci, să fie trepte ca lumea și noi, dacă se vede că-s trepte. Da, e tot o lucrare de construcție dacă e. E lucrare de construcție și ești pasibil de... Da. Păi de-aia spun, nu poți să faci chiar așa o leacă de curățenie. Acurat, da, poți să strângi petrule, poți să... Da, asta da. Dar să le înlocuiești pe astea? N-ai voie. Deci uite... Cum sunt? Păi, le înlocuim pe alea sparte și le aranjăm un pic. N-ai voie. Până și... E destul de strâmtă legea. Până și chestia asta cu iluminatul în zonă trebuie să fost făcut așa. Când schimbau becurile, schimbau... Știți cum? Hai că mai degrabă punem noi de la noi 10 lei să luăm un bec. Dacă ar fi 10 lei un bec... Că n-ai voie să bagi acolo pentru că nefiind domeniul public. Nu poți să pună de la primărie. E o chestie... Da, sunt acele fante în lege care nu sunt în regulă. Uite, asta rezolvați-o cu ordonanță de urgență, nu altele. Sau puteți să vă rezolvați voi și altele după ce ne rezolvați nouă cele câteva mii, sute de probleme pe care le avem. Asta fiind una dintre ele. Pentru Suceava. Pentru alte localități sunt alte zone. Mă uitam și la Fălticeni, știi? Spuneam, e o frumuseață acolo ce înseamnă cu bazinele alea, dar un pic mai în vale, știi? Deci aici bazine frumos, tot în regulă, un pic mai în vale este o casă cu un hambar, cum vrei să-i spui, arată vai mama lor. Știi ce acolo? Acolo e o fabrică de aur. Locul unde fac îi fac pe ăștia campioni la canotaj. Dar știi cum arată? Deci, când am intrat acolo am zis, poftim? Deci anii 60 era giugiuc acolo, era casă de protocol. Dar în anii 60. Da. Mă, se vede că oamenii care au trecut și s-au perindat de-a lungul anilor pe acolo au mai dat un var, au făcut, adică de curat e curat. Dar e sărăcăcios. E frumusețe. Acolo am văzut niște ghiocei absolut extraordinari. Deci asta este baza. Baza de agrement de la Nada Florilor. Partea de sus unde urcă treptele alea mai e și un teren de fotbal. Și după aia sunt bazine în trepte. Aici unul, mai coloșea în vale încă unul și încă unul și așa mai departe. Și la capătul, adică foarte aproape de lac, că acolo pe lac se întâmplă antrenamentul celor de la canotaj, pe malul lacului se află căsuța asta de care vorbesc, care arată cumplit. Eu am zis, bă, aici faceți voi campioni? Da, aici.
cu sobă de aia de teracotă, cu la nivel de an 2016, când am intrat ultima oară acolo. Deci te îngrozești. Te îngrozești. Ne place, ne bucurăm când e da, ceva, ne mândrim pumnul în piept. Uai, România, uite, ne-a cântat tricolorul încă o dată. Olimpiadă, ce buni suntem, tânărul nostru, wow, extraordinar. Dar, și cum să spun, e tot o chestie de asta, că dacă era, uite aici, uite-o, vezi căsuța? Ah. Bun, aia, dacă nu mă înșel, e pentru, dacă nu mă înșel, stai așa că nu-mi dau seama, acolo s-ar putea să fie hangarul. Nu-mi dau seama din unghi că e fotografia de pe malul ăslalt, știi? Dacă mă dai acolo mai aproape, îmi dau seama. Deci, și încă hangarul ăsta arată bine, cred că poți ai făcut acum vreo câțiva ani. Deci, cum să spun, am înțeles că anul ăsta ar putea, și au aflat cei de pe la federație, că au țipat autoritățile de acolo, din zonă, bă, dați-ne nouă, că dacă îl dădea primăriei din Fălticeni, poftim, ia-l! Da. În jumătate de an era nou. Adică cât era să-i pui un acoperiș ca lumea să întărești zidurile alea. Gândește numai bărcile alea care au valoare inestimabilă pentru sportivi, pentru alții care își fac alte gânduri. Nu vă gândiți că reușiți să faceți ceva cu ele. Deci bărci cu o valoare inestimabilă care sunt în acea clădire. De acolo, acum ca și raport, foarte bun exemplu de acolo. Dar aceeași chestie, dacă, de exemplu, aici nu se implica primăria la nivel local, deși nu are neapărat obligația asta. Da. Poate. Legea spune că poate ajuta. Dacă nu se implica, cât că dispăreau multe sporturi din Suceava care se practică, pornind de la cele care mănâncă puțin bani, precum e boxul și aduc, de obicei, o grămadă de medalii. Da, da. Și chiar toată aprecierea pentru oameni de acolo, care cu puțin fac mult. Așa, și mergând până la cele care mănâncă mai mulți bani și se adresează și unui număr mai mare de oameni, precum fotbalul sau handbalul. Da. La fel. Sunt mai costisitoare, într-adevăr, dar de aia spun, dacă nu exista să aibă acest ajutor local, Cosmin, chiar dispăreau cu totul. Nici nu știu dacă sunt costisitoare. Deci, pe bune, nu știu dacă sunt costisitoare și nici nu știu dacă doar de... doar așa de a face ceva, de a... cred că are niște rădăcini adânci și niște rezultate extraordinar de bune, susținerea unei echipe de fotbal, de handbal, de volei. Cred că au, pe cale de consecință, știi, copiii care văd să se apropie de sporturile respective. În schimb, eu nu am văzut niciodată o strategie ca coadă, adică o singură dată am văzut o strategie bine pusă la punct și anume a fost la handbal și anume cât a fost profesorul Petru Ghervan implicat în fenomen. În rest, din momentul ăla nici la handbal n-am mai văzut o gândire de perspectivă pe mai mulți ani, adică ceva ceva temeinic construit. Mă uitam și echipa și la fotbal, iarăși ori au existat intrigi, ori au existat motive de râcă, ori... dar asta știi cum e, de la n-am bani, de la nu-i, de la lipsuri, de la asta au pornit absolut toate. Am mai spus și o repet, din punctul meu de vedere, primăria este obligată, ăsta e punctul meu de vedere, dar prin lege nu e. Obligată moral, este obligat, da, primăria este obligată să sprijine... Dar atenție, îmi cântăresc foarte bine cuvintele. Să sprijine sportul. Asta nu înseamnă să-l financeze cap-coadă. Corect. Da? Deci, de-aia zic. Sunt total de acord cu asta, așa. Dom'le, este obligată. Dar de ce? Tocmai pentru că băi săi noștri, adică da. Și la Suceava, și la Fălticeni, înseamnă nu doar să financeze o echipă, ci cum s-a făcut la noi. S-au creat acele terenuri noi de sport. S-au refăcut cele vechi. Deci asta înseamnă, după mine, sprijin da, sportul da. Pentru mase. Pentru că asta înseamnă, dai ceva cetățenilor, le pui la dispoziție. Deci, spre exemplu, într-un an de zile, sau că au fost și ani în care nu prea aveai pe cine finanța. Dacă în anii respectiv se mergea pe ideea, bă, cât? 2%, domne, 2% pentru sport.
Nu știu de unde mi-a rămas mie chestia asta în cap, dar sună bine. Dar ce înseamnă? Repet, nu înseamnă că dacă n-ai nicio echipă, ai o singură echipă de fotbal sau e singură echipă de nu știu ce, dai acolo 2%. Nu! Nu! 2% pentru sport, asta ce înseamnă? Păi, din cât am, înseamnă leuții ăștia. Anul ăsta îmi propun de bănuții ăștia să construiesc 2 terenuri de sport. Unde? În afara Suceve, într-o zonă liberă, curată, fără noxe, fără nu știu ce. Acolo am făcut 2 terenuri de sport ale Sucevei. Care, slavă Domnului, garantat vor fi aproape tot timpul plină. S-au făcut aceste zone de făcut de fitness în parcuri. Ai văzut? Inclusiv în iarnă am văzut oameni mergând și făcând acolo, cel puțin în parcul central am văzut. Bă, nu știu dacă... Mi-a rămas uimit. Deci nu știu dacă... Okay. Poate doar se jucau. Dar și eu am văzut într-o dimineață și 2 persoane în vârstă care... Doamne, mi-a plăcut! Da, deci, atâta timp cât sunt extraordinare. Da, da. Deci, inclusiv de genul acesta, înțeleg eu. Da? Adică, din atâția bănuți, anul ăsta avem atât. Bă, trebuie să inventăm, să construim o pistă de biciclete. Sau nu, 100 de metri de pistă de biciclete. Păi, 100 anul ăsta, cu încă 100 anul viitor, cu încă 100 mai încolo, se pot întâmpla niște lucruri. Cu pista de biciclete aș vrea foarte bine pe undeva pe malul Sucevei, da? Încă durează. Nu e o gândire clară. Cosmin, am zis, din 2%, dacă reușești și pui și faci, și cred că, când spun lucrul ăsta, mă gândesc la următoarea chestiune. Oameni apropiați pentru sport și de sport, cu certitudine, vor fi un pic mai îndepărtați de calculator și de farmacie. Da. Oricare ar fi ea. Da? Deci, cu cât ești mai apropiat de sport, da, cu atât vei fi mai depărtat puțin sau mai mult, de farmacie. Ce ne dorim? Mai facem încă 15.000 de farmacii sau mai facem 3 terenuri de sport? Cam la asta se rezumă toată discuția. Ne-aș bucura că am văzut acele inițiative private, sprijinite de primărie, într-adevăr, ca fel nu cred că reușeau. Da. Cum au fost cele cu basketul. Da, da. Au mobilizat o grămadă de tineri și chiar mi-a plăcut. Am văzut și oameni în vârstă care veneau, domnule, vreau să arunc la coș. Luau mingea, păi, foarte ok. Mesaje ce, subliminale. Ce frumos, că bă, poate pricepe și ăsta. Da, da. Ia, poți să dai să se vadă? A? Poți să? Ia. Dacă și cânti ca publicitatea, ești tare. Ia.